Șeful Poliției Județului Bihor, chestorul Liviu Popa, a demisionat astăzi în contextul dosarului de corupție deschis de procurorii DNA Oradea, în care acesta era acuzat de luare de mită. Șeful Inspectoratului de Poliție al județului Bihor și-a înaintat demisia din funcție și plecarea din instituție în urma audierii lui în calitate de suspect, timp de aproximativ 3 ore la sediul DNA Oradea, în dosarul în care mai mulți șefi de poliții din Bihor, între care șeful Poliției Municipiului Beiuș, șeful Poliției Rurale Beiuș, șeful Postului de Poliție Pietroasa și șeful Postului de Poliție Cărpinet, sunt suspectați de fapte de corupție. În esență este vorba de infracțiuni de luare de mită, de o diversitate mare, începând de la ferestre și mobilier pentru un sediu de poliție, săparea unui gard de 25 de metri, mese achitate în cuantum de 100-150 de lei, 10 brazi de Crăciun, 2 cozonaci și 2 kg de plăcinte. În esență, cam sunt mai multe, unele dintre obiectele materiale infracțiunilor de luare de mită s-ar circumscrie celor pe care vi le-am arătat mai sus. Săptămâna trecută, procurorii anticorupție au efectuat percheziții atât la domiciliul lui Liviu Popa, cât și la biroul acestuia din sediul Inspectoratului de Poliție Bihor.